Bună dimineața! Analiza numită creatinină arată funcția renală. Această analiză se face și dacă medicul vede pietre la rinichi. În gestionarea bolii intră și regimul alimentar, care presupune apă cu o concentrație mică de săruri. Lichiază este la nivelul aparatului lunar superior, în rinichi. Și atunci ne gândim la cauze metabolice, la cauze generale și la cauze locale, obstrucția ale aparatului lunar superior. Litiaza renală înseamnă pietre la rinichi. Durerea este primul simptom. Apare la nivelul lombar și coboară către organele genitale. Pietrele formate se vizualizează la ecografie. Odată descoperite, însă, sunt necesare și analize de sânge. Creatinina arată funcția renală. Mai e necesară analiza care descrie compoziția urinei, adică oxalați aciduric uree. De ce apar aceste pietre? Pentru că nu vă hidratați suficient. Mineralele din urină cristalizează, se adună și apar pietrele. De aceea e necesară tot timpul o cantitate mare de apă, cu o singură precauție. Este important, de asemenea, aportul de lichide, e foarte important, și tipul de lichide consumate. Să nu avem apă minerală cu o concentrație mare de săruri, fiindcă mi-agravează litiazele oxalice. Alteori, formațiunile din rinichi apar în cadrul unor boli, gută ori boli metabolice. Spre exemplu, litiaza așa numită urică implică regim alimentar, cu următoarele restricții. Mă refer aici la animal tânăr, miel, vițel, organe, lucruri care aduc o cantitate mare de acid uric în organism. Odată apărute, pietrele se distrug ușor prin intervenții minim invazive care vă permit activitatea obișnuită de a doua zi. Înainte de intervenție, medicul va identifica motivul formărilor, astfel încât să vă poată da informații despre prevenția după vindecare. Pietrele la rinichi netratate produc infecții severe, care pot să distrugă din capacitatea rinichiului de a filtra sângele, adică scad funcția rinichilor. Vă aștept și mâine cu informații din sănătate explicate pe larg. Interviuri live cu medici vedeți în emisiunile Doctor de Bine de pe site-ul știrileprotv.ro. La revedere!